Secretă o substanță care ne împiedică să simțim mușcătura. Vorbim despre căpușe care, stând prea mult timp fixate de om, pot transmite boli periculoase. Conform știrile ProTV, pentru că intră de obicei în pliurile pielii, căpușele pot sta multă vreme ca paraziți. Căpușele stau în iarbă. Când vine un animal, se agață de firele de păr. La fel de pielea umană. Secretă o substanță care ne împiedică să simțim mușcătura. De aceea le găsim pur și simplu pe suprafața corporală. Când vedem că are o căpușe, o scoatem, dar nu cine nu este experimentat, pentru că poate rămâne acolo un rest. Ea transmite mai departe bolii la om. Este valabil același lucru, spune doctorul Diana Stoian, medic veterinar. Cu o pensetă se prinde partea vizibilă a căpușei și se rotește în sensul invers a celor de ceas, până când aceasta se desprinde. Se dezinfectează local cu spirit medicinal sau betadină. Tratamentul preventiv înseamnă o cură scurtă de antibiotic, la recomandarea medicului. Pentru animalele de companie, vara există varianta unei singure tablete. Face atât de parazitare internă cât și externă. În căsuța animalului, dar și în curte, se pot pulveriza suspensii de parazitare. Le protejează de căpușe, de purici și de păduchi. Căpușele și puricii trec inclusiv la oameni. În schimb, păduchii animalelor nu afectează omul, relatează știrile ProTV.